Înainte de a vă spune cu cine stăm de vorbă în această seară, îmi permit să citesc un citat semnat de Robert Fripp. Muzica este vinul care umple cu pată ceri. Plecând de la această premiză, am să-i spun bună seara doamnei Veril Maria Croitoru. Bună seara! Sărut mâna și vă mulțumesc că ați acceptat să fim împreună în această seară într-o ediție de colecție, așa cum îmi place mie să o numesc. Mulțumesc pentru invitație. Cu mare drag. Și plecând de la această frază a lui Frap, muzica este vinul care umple cupa tăcerii, am putea parafraza și merge un pic cu lucrurile mai departe și să spunem că poezia este cireașa de pe tortul sufletului nostru. Da, am putea. Am putea spune asta. Cu atât mai mult cu cât poezia este cea care ne transportă într-o lume aparte, o lume a visului, a dorințelor împlinite, a frumosului. Așa este. Aș vrea acum să vorbim în primul rând cu omul Evelin Maria Croitoru și să vă întreb, așa cum îmi place mie să întreb pe toți prietenii care vin în această emisiune, cine sunteți, de unde veniți și ce faceți. Sunt uh, Evelin Maria Croitoru, scriu, scriu poezie în special, dar nu numai poezie. Uh... Am avut o carieră lungă și frumoasă în zona comunicării, în zona relațiilor publice și încerc să fac lumea un pic mai frumoasă decât este. Mă bucur să aud că spuneți lucrul ăsta pentru că într-o mare de, așa cum vorbeam și cu alți invitați, într-o mare de mercantilism și de lipsă de valoare, mai sunt foarte puțini oameni care încearcă să facă lucruri de genul ăsta și este foarte important, până la urmă, să încercăm să facem frumos din ceva ce, din păcate, nu mai e frumos. Întrebarea următoare este așa. Cum se leagă profesia pe care ați avut-o, cariera pe care ați avut-o și cu partea aceasta a poetului Iemveni Maria Croitoru? Păi, vorbim aici despre partea artistică a fiecărui om. Despre Sufletul Omului, despre ceea ce dorește El să exprime, despre ceea ce cuprinde cu mintea Lui, cu Sufletul Lui. Și ca să pornim de la zona de carieră, desigur că și acolo m-am străduit tot timpul să aduc frumosul, să aduc partea bună a lucrurilor în față, să le fac vizibile lucrurile bune și să pună în valoare ceea ce poate fi pus în valoare cu adevărat. De asemenea, în zona de poezie, până la urmă poezia vine, pur și simplu. Curge. Curge, da. Îți vine o idee, o pui pe hârtie, după care începe șlefuirea. Mm -hmm. După ce ai pus ideea pe hârtie, începi să șlefuiești la această idee până ajunge poezie. Poezia nu se naște de la sine. Ca să poți să scrii poezie, trebuie în primul rând să citești enorm. Este ceea ce, apropo de împletirea mm -hmm. cu jobul, da, da, da. este ceea ce am făcut și la metrou. Am încercat și am și reușit să aduc oamenii în fața cărții, să aduc cărțile în fața oamenilor, da, și am gândit. Și am și realizat câteva proiecte legate de carte, lecturi urbane, le-am spus eu atunci, astfel încât într-un interval de 3 ani, poate chiar spre 4 ani, am reușit să adun de la edituri 10.000 de cărți. Oh, oh, destul de multe. Multe, pe care să le ofer împreună cu voluntari, deci totul s-a lucrat numai și numai cu voluntari, pe voluntariat. Voluntari, da, pe voluntariat le-am împărțit călătorilor în metrou. Am să vă spun că este o mare bucurie să vezi la un moment dat oamenii citind cărți în metrou și să știi că la acele cărți ai contribuit și tu. că ți-ai ți adus ai, aportul. Ți-ai adus aportul, ai pus un pic de suflet, ai organizat mm -hmm. lucrurile de așa manieră încât oamenii să citească în trenul de, de metrou. La un moment dat, într-un tren de metrou, am fotografiat, am filmat toate lucrurile astea, bineînțeles, ca să avem dovezi mm -hmm. în acest sens. Toată lumea citea. Deci toată lumea citea cartea. Cartea tipărită are alt miros, Așa este are altă simbolistică decât cartea pe tabletă. Sigur că trăim într-o lume a vitezei, într-o lume tehnologie, a tehnologiei clar. și este absolut firesc să folosim această tehnologie. Dar să nu uităm că a scrie ține creierul treaz, a scrie cu, cu stiloul sau cu pixul pe, pe foaia de hârtie, a scrie ține creierul treaz, a scrie ține mintea îmbibată în frumosul pe care îl scrii. Așa că, este. Până și la cartea urmă, pe care o citim până la urmă și indiferent că scriem sau că citim doar, inclusiv așa ne putem ține creierul în permanență Activitate viu, și, viu viu, și sigur că cu da. un anume puls. Și în momentul în care ți-ai propus să scrii o carte, acum revenim mm -hmm. la, la pasiunea de a Pasioanea scrie și voastră, la plăcerea da. de a scrie. În momentul în care ți-ai propus să scrii o carte, în cazul meu cărți de versuri, lucrurile pornesc de undeva, dintr-o nevoie. Există o nevoie a sufletului de a exprima, de a clarifica, în primul rând față de tine însuți. Anumite sentimente, okay. așa se naște o carte de poezie. Okay. După aceea este o bucurie imensă când vezi persoane care îți recită poeziile așa cum, cum tu le-ai gândit. <laughs> da. Așa cum tu da. le-ai gândit. Deci în momentul în care reușești să transmiți cititorului gândul tău, ideea ta, bucuria este imensă ca și altă în zona relațiilor publice. Altă satisfacție nu mai e nu mai nu, nevoie nu, de alta. Nu, nu. Vreau să ne întoarcem puțin la perioada în care ați lucrat la Metrorex pentru că, cine nu știe sau poate și aduce aminte, dragi telespectatori, în acea perioadă în care doamna Evelin Maria Croitoru a lucrat în această instituție, s-au întâmplat niște lucruri foarte frumoase, în afară de proiectul cu cărțile. A mai existat un proiect unic, din câte ține minte, în Europa și vorbim aici de muzică clasică la metrou. Așa este. Cum a început proiectul și de unde va a venit această idee? Că până la trebuie să fie Proiectul a început de la faptul că auzeam, ascultam dimineața în metrou tot felul de muzici pe telefoanele, știu eu călătorilor sau auzeam muzică. Mm -hmm. Muzică populară, muzică ușoară, chiar și manele. Hm. Și la un moment dat am cunoscut două tinere, pe numele lor Loredana Munteanu și Cristina Dobrescu, care au venit cu o propunere inedită. Noi am vrea să încercăm să punem uh, niște casete. Mm -hmm. Muzică clasică în sistemul, audio. în sistemul audio al metroului. Credeți că ați putea să ne ajutați în acest sens? Uh, da, hai să încercăm. Bineînțeles, am făcut toate demersurile da, da, da. necesare și, într-adevăr, am reușit pentru început, așa a debutat proiectul, am reușit să punem în, pe sistemul audio al metroului o jumătate de oră în fiecare dimineață muzică clasică. Ecourile călătorilor. feedback -ul. Au fost, feedbackul, da, ecouri, au fost pozitive. Lumea foarte încântată, vai ce bine, ce ne place, este liniștitoare muzica. Mai am dorit să reluați ceva proiectul, mult. poate ceva mai mult. Și atunci am hotărât împreună cu Cristina Dobrescu și Loredana Munteanu să încercăm câteva momente. De muzică clasică live. Ei, dar cum să facem, că asta costă? Da, clar. Și atunci ne-am adresat conservatorului, Liceilor de muzică, PR-ului din diferite astfel de locuri, de pentru da. că era uh, corespondentul meu, eu conduceam uh, departamentul de comunicare de la Metrolex. De la Metrolex. Metro Și atunci m-am adresat celor cu care aș fi putut să dezvolt proiectul Cristina Dobrescu și Loredana Munteanu și ele au vorbit direct da. cu artiști și am început puțin câte puțin prima, prima dată în 2012 am avut în șase stații de metrou câte o jumătate de oră de muzică, de muzică live asta însemnând uh, muzică instrumentală soliști de operă și operetă am avut la început instrumentiști individuali anul următor am îmbogățit paleta am adus, ați adus din ce, am în, ce mai adus mai în ce mai mulți soliști, din ce în ce mai mulți uh, instrumentiști astfel încât în uh, 2016 Orchestra Națională București cuprins în 48 de persoane a deschis concertul de muzică clasică de la Metrou, festivalul de muzică clasică de la Metrou, acompaniind pe Alin Stoica, pe care îl salutăm, pe care îl salutăm și care acum este solist la Opera Română și, mă rog, o carieră în urcare, da, așa o carieră este. în urcare. Așa este și alți câțiva, câțiva soliști de la opera română și uh, era atât de largă paleta uh, artistică încât uh, nu reușeam într-o oră și jumătate să, tot. să cuprindem tot ofertele au fost generoase au venit balerini balerine de la școlile de balet deci am avut concerte de balet uh, au venit uh, desenatori în nisip da. De senatori, în legume uscate, micuțe, mazăre, bobițe de fasole, și așa mai departe. La un moment dat mi-am dat seama că am depășit ceea ce ne-am propus ceea inițial. Ce -ați făcut inițial. Am și depășit. Ce -ați dorit. A fost o bucurie. Toată perioada a fost o bucurie. Pe parcursul a patru ani, 2012-2016, am promovat în jur de 600 de tineri artiști. Bineînțeles că am dovezi în acest da, da. sens, am sunt, multe, multe sunt, dovezi. Sunt, deci, în jur de 600 de artiști am promovat. Călătorii de la metrou au fost super încântați. La un moment dat, la, la unul dintre spectacole. Se punea problema că sunt prea mulți călători în stația Piața Unirii. Da, da, da. Și există anumite reguli uh, apropo de fluxul da, da, da. de călători, și la un moment dat erau în jur de 300 de de călători care pierdeau tren după tren ca tu să asculte muzica să clasică să o asculte pe Diana Gheorghe să asculte pe Malin Stoica și pe toți ceilalți care au cântat. Au fost și voci contra Știu că asta vreau să vă întreb despre aceste voci contra da. de ce au existat vocile au astea? Au fost și voci contra pentru că sunt foarte mulți cei care consideră că arta este undeva pe un piedestal și, -ar și să ea coboare. nu trebuie să coboare uh, în spații neconvenționale. Eu, tocmai contrariul, am dorit să-l dovedesc și am și reușit din plin, pentru că am demonstrat că arta poate coborâ la nivelul uh, societății acolo, peronului, exact, peronului, că de sunt metro. foarte mulți oameni care nu își pot permite un bilet la operă sau nu au timp. Din păcate, apropo de partea ajung, cu nepermisul, acolo este... Realitatea foarte curuntă și nu vorbim doar de operă. Nu, vorbim, vorbim în general de tot ce înseamnă instituții unde sunt acte artistice foarte greu să mai între în ultima perioadă, tocmai din această Așa lipsă este. de bani. Așa este. Aș vrea să vă întreb, apropo de acest proiect pe care l-ați avut în această perioadă de 4 ani, din 2012 până în 2016, cu ce costuri? Zero. Zero costuri. Artiștii au venit pro bono. Um... Tot ceea ce s-a întâmplat acolo s-a întâmplat numai și numai cu voluntari. Deci au fost voluntari care au adus microfoanele, au instalat toate instalațiile respective, toată partea de, toată partea da. de, de instalații. Audio. Specifică, exact. Au fost mămici care au făcut costume pentru glicile copilașii care au dansat. Au fost balerine de 5, 6, 7 până la 19 ani care au dansat. Mămici care au făcut costume. Au fost uh, uh, prieteni de-ai noștri mm -hmm. care au venit cu câte o sacoșă plină de apă. Și au oferit apă apă, la fiecare apă fiecăruia. Cristina Dobrescu și Loredana Munteanu, având și ele prieteni, au adus voluntari care au lucrat și care au făcut pliante și care au făcut promo și le-au împărțit prin oraș, astfel încât ca aceste, aceste manifestări să să fie reușite și să avem public. Da, eu vreau să vă felicit pentru Mulțumesc. ceea ce ați realizat în această perioadă iar pentru cei care nu și-aduc aminte există, dacă aveți curiozitatea puteți să căutați pe YouTube există clipuri de prezentare a acestui proiect, zic eu, grandios și unic în Europa până la urmă și sper că nu greșesc când spun asta. Nu, nu greșiți, nu. Eu una, la metrou nu am întâlnit. Așa, așa eu că, nu am întâlnit. Așa că puteți să căutați și voi pe YouTube să vedeți ce, ce a însemnat acest proiect muzică clasică la metrou în acești patru ani. Cum a fost viața dumneavoastră personală în această perioadă? Pentru că sunt convins că a fost enorm de mult de muncă. Agitată. Agitată. Mult de tot. Agitată. Dar să știți că am avut sprijinul partenerului meu. Dacă o să vă uitați cu atenție pe YouTube, aproape peste tot, undeva în spate, se vede el. Mm -hmm. Uh, uitând, uitându-se atent. atent, da, să iasă totul bine, să iasă totul perfect pentru că în toată această perioadă eu am fost persoana care am reprezentat metrorex uh -huh. nu am avut șefi care să vină... să vină să vorbească, să să-și spună dar nu cred că ați dorit așa ceva. Ba da, am dorit, ați dorit? ba da am dorit pentru Și... că în toată această perioadă Metrorex a avut directori, mm -hmm. au existat secretari de stat pe care i-am invitat, consilieri pe care i-am invitat, am dar care nu nu au reușit să-și facă timp. Eu cred că nici nu au realizat amploarea, mom amploarea acestor momente. Au fost niște momente extraordinare. Să faci muzică live într-o stație de metrou și să se audă trenul de metrou, atențiune, se închid ușile, urmează și stația cu tare și lumea să nu plece. Lumea să stea acolo și să asculte și au pus gheozdanele pe jos. Erau tineri, studenți, copii, își puneau ghezdanele pe jos, încrucișau picioarele și stăteau așteptând următorul moment. De deci ce? A fost ceva, mi-a depășit chiar așteptările. și așteptările mele. A aș vrea să vă întreb acum, din pură state jurnalistică, de ce toate aceste persoane pe care dumneavoastră le-ați enumerat și care, cel puțin din punctul meu de vedere, ar fi trebuit să fie parte integrantă din proiect? De ce n-au venit către dumneavoastră? Ca să fiu, n-aș vrea să fiu tăioasă, dar totuși trebuie să spun un adevăr. Da. Eu cred că are legătură cu lipsa de cultură a oamenilor, cu lipsa de dorință de a vedea cu ochii lor cum se îmbunătățesc Calitatea condițiile aici. de viață din metrou, că de fapt asta am făcut, am bucurat oamenii din metrou. Și eu cred că e vorba și de uh, faptul că oamenii sunt foarte ocupați și, asta și e nu acordă suficientă atenție actului artistic sau mai larg vorbind actului cultural. În general, în general actului de cultură, nu. Din păcate, și îmi pare rău că noi trebuie să fim cei care spunem lucrurile astea, pentru că noi încercăm împreună să promovăm actul Sigur. cultural. E dureros, într adevăr. Este. Că tot ați vorbit de, de cultură și de lipsa culturii. Suntem în 2019. Într-un an în care România este într-un moment foarte important din punct de vedere politic, dar nu intrăm în discuția asta apropo de politic, dar în 2019, Evelin Maria Croitoru, omul care a făcut un astfel de proiect, de asemenea amploare, poetul Evelin Maria Croitoru, unde și cum vede cultura românească acum? Ca să vă spun adevărul adevărat, cred că sunt muguri mulți. Sunt foarte mulți muguri, cred că după o oarecare perioadă de băltire și de lăsare din punct de vedere cultural, acum există piese de teatru, am fost recent la Teatrul Dramaturgilor, mm -hmm. unde am văzut două piese de teatru, una dintre ele fiind Mazurca, da. referitoare la viața lui Chopin, iată deci, legături da. um, Cu Larry jucată Larry jucată exact, jucată de tineri uh -huh. deci o piesă de teatru jucată de tineri care mi-a plăcut foarte mult uh, și în, la modul general uh, sunt un om al uh, spectacolului uh, văd foarte mult uh, mult spectacol și de teatru și de operă nu mai spun, opera este iubirea vieții mele n-aș putea să trăiesc fără Ateneu și fără opera, opera română român. Da? Dar mă duc și la teatru, și teatru este din ce în ce mai bun. A fost o perioadă, perioada anilor 95-2000, în care lumea se dezbrăca prea mult exact. și, era și era juca un, prea puțin. Și era un, se scăldau în două ape? Da, deci era prea mult pe dezbrăcate și prea puțin pe uh, talent. Uh -huh. Dar acum, încet, încet, constat o îmbunătățire a lucrurilor. Și aș zice că tânăra generație, poate că voi contrazice pe alții care, mă rog, au alte experiențe, dar eu aș spune că tânăra generație este cea care va pune teatrul românesc și nu numai teatrul și opera și, mă rog, filarmonica. Tinerii sunt cei care vor pune în valoare ceea ce noi avem nemuritor pentru că avem scritori nemuritori avem uh, compozitori avem. pe care nu avem voie să-i uităm chiar dacă ei au scris acum 200 de ani uh, muzica lor în continuare emoționează tot așa cum emoționează și gaițele lui Chirițescu tot așa mm. cum emoționează Titanic Vals va emoționa întotdeauna totdeauna se va găsi uh, o, un om tânăr care să aprecieze efortul de interpretare. Așa este. Eu vreau să vă mulțumesc foarte mult pentru Eu faptul că mulțumesc. am fost împreună astăzi, că ne-ați găzduit uh, astăzi și înainte de final, cu scuza de rigoare că știu că acest cuvânt de obicei nu e foarte. nu este. Nu ar trebui să-l folosim, dar vă întreb așa, de ce trebuie noi, ca neam, ca oameni, ca români, să nu ne uităm valorile? Oh, Ce întrebare grea. Da, trebuie să nu ne uităm valorile, pentru că ținând minte ce a fost și promovând ce a fost înaintea noastră, putem să avem măcar speranța că cei care ne vor urma poate vor avea un strop de vorbe, câteva vorbe și despre noi, cei care suntem astăzi în zona culturală. Uh, trebuie să promovăm cultura pentru că ea ne face mai buni mai frumoși poate par clișe ceea ce spun poate părea clișeu dar nu este nu e, clișeu nu e deloc. cultura ne face mai buni, ne face mai frumoși mm -hmm. ne face mai înțelepți mai armonioși într-un cuvânt este motivul, după părerea mea, important pentru care trebuie să citim Asta este sfatul pe care îl dau tuturor copiilor cu asta am închei toate discursurile toate discuțiile pe mm -hmm. care le am în școli copii, cumpărați-vă cărți învățați, citiți, cit până să începeți să scrieți o poezie, vă rog să citiți Eminescu, vă rog să citiți, știu eu, poezie în general, în general. dar nu numai poezie, citiți scritorii români. E bine să-i cunoașteți înainte de a începe să scrieți o poezie, pentru că uh, un om cult este cel care este în stare să-ți vorbească o oră sau două ore despre un subiect fără ca tu să-ți dai seama că a Au trecut, trecut acele timpul, două. timpul. Așa, așa este. Da. Iată că așa s-a întâmplat și cu noi. Vreau să vă mulțumesc încă o dată și așa cum îmi place mie să spun, nu, eu nu vreau să vă doresc nimic. Vreau să vă doriți dumneavoastră și să ne revedem în curând într-o altă invitație la CULART în care să discutăm despre multe alte proiecte pe care le aveți. În derulare și pe care ați vrea să le aduceți în fața oamenilor, și de acum încolo. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru acest interviu și vă doresc să aveți în continuare invitații de vârf. Mulțumim frumos! Dragi prieteni, iată că se poate face muzică la metrou, se poate asculta muzică clasică la metrou, se poate vorbi despre carte și se poate vorbi despre calitate, despre valoare. Despre generațiile de mâine În câteva cuvinte Simple, nici prea pompoase, Nici prea exagerate Și așa cum spunea și invitata mea Din această seară Dragi copii, citiți Cititul vă ajută să deveniți mai buni Acestea fiind spuse Eu sunt Ștefan Apostol Și mă duc să citesc o carte Iar vă, vă spun la revedere și o seară frumoasă